Două ori am zis cevice, acum mai zicem sevice. E, nu, hai că e bine. Dragii mei, glumă sau nu, v-am zis, dacă fiul meu nu se face neurochirurg, atunci o să-l fac popă. Și aici e alegerea lui, dacă merge cu mașină scumpă sau pe jos. Aici e alegerea lui. Dar dacă nici una, nici alta nu funcționează, v-am zis că îl fac tenismen. De-aia l-am chemat, nu de-aia. L-am chemat alături de noi pe Horia Tecău. Dimineața! Cel mai enervant lucru pe care l-am descoperit târziu, doar prezentând evenimentele de tenis, pentru că nu s-a prins de mine sportul ăsta, este că tenismenii buni sunt și înalți, foarte înalți. Ați văzut cât e? Horia are dimensiuni de manechin. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Te-am chemat pentru că pe 10 avem treabă. Nu știu ce să zic, mai mult trebuie să distrăm oamenii. Sper să nu-i facem să plângă, deși cu siguranță o să se lase și cu lacrimi, pentru că oficial e meciul tău de retragere. În primul rând e un spectacol. Ce se întâmplă în realitate la un meci de retragere? Este pentru prima dată când particip la un meci de retragere, dar ce aș vrea eu să se întâmple acolo, aș vrea să sărbătorim împreună tenisul, sportul, călătoria mea în această activitate sportivă și să transmit publicului povestea mea. De când a început, cu oamenii care mi-au fost alături, cu antrenorii, cu partenerii, cu mentorii mei și să le povestesc despre cum a început, cum s-a desfășurat și ce urmează. Totul într-o poveste de tenis, de sport, de entuziasm, bucurie, sărbătoare. Tu ai rezistat ceva în sportul ăsta, alții s-ar fi pensionat un pic mai devreme. Semn că ai făcut ceva și bine. Oase, mușchi, sunt lucruri care pot ceda oricând. Da, și mă mândresc cu faptul că aș fi putut juca în continuare, dar pentru mine am trăit această experiență sportivă, mi-am realizat visurile și acum simt că se îndreaptă către altă direcție. Și mă bucur că sunt sănătos, că ies din sport cu un sentiment de bucurie, de sănătate, nu am ieșit nici din clasament, nu m-am accidentat, am transformat această activitate de jucător, o transform în cea de antrenor, de mentor, fiind sănătos și bucurându-mă de sport. Hai să mergem un pic înapoi. Eu întotdeauna țin la treaba asta. Sigur, cineva din familie sau din anturajul tău a vrut poate mai mult și decât tine să te ții de tenis. Pentru că un copil poate să ajungă de la un sport la altul, poate să schimbe 15-16 sporturi și să nu se țină de niciunul. Ai vreun om care îi datorezi treaba asta? Da, prima persoană este tatăl meu. Tatăl meu m-a îndrumat către sport, către not, către tenis. Cum eu am făcut în not tenis, fratele meu a făcut în not tenis, basket și alte sporturi mai departe. A avut grijă să ne susțină și să ne încurajeze când și-a dat seama că ne dorim să facem sportul respectiv. Din când în când ne mai lăsa să vadă dacă mergem singuri, de bună voie și nu trebuie să ne ghideze neapărat. A simțit asta cu mine și m-a încurajat, m-a susținut și a fost mereu alături când aveam nevoie de un sfat, de o încurajare și au fost multe momente când am avut nevoie de el. Și cred că și lui a fost greu de câteva ori. Cu siguranță, da. Acum, ca adulți, ne prindem. Când suntem mici, nu ne prindem treaba asta. Dacă ar fi să pui în ramă 1, 2, 3 meciuri din viața ta pe care să le povestești nepoților sau la un șpriț cu prietenii care nu se pricep la tenis, trebuie să iei de la zero. Zi-mi meciuri care ți-au rămas în suflet, pentru că de la tine se vede altfel decât de la noi. La televizor, evident, meciurile cele mai emoționale sau întoarcerile de scor sunt tari, dar de la tine s-ar putea să se vadă altfel. Da, mi-aduc aminte de primul meci în Cupa Davis, jucat în Ecuador, unde am câștigat în 5 seturi și m-am îndrăgostit de această competiție. Câți ani aveai? Aveam 18. Okay. 18 ani, am învins o echipă mult mai bine clasată decât noi. Cu publicul am trăit acele emoții de a juca pentru România și de a avea public în spate și am simțit incredibil. Finala de la Wimbledon, visul suprem. Pentru mine Wimbledon a fost cel mai important, nu turneu, cel mai important test. Dacă reușeam acolo să cred în mine până la capăt și să câștig acel turneu,
pentru mine însemna o lecție foarte importantă. Și am pierdut 3 finale până să o câștig pe a patra. Și când am câștigat-o a fost ceva foarte emoționant. Și mi-am aduc aminte de primul meci într-o competiție oficială, când aveam 9 ani. Și am pierdut primul meci la Galați, am pierdut dramatic, 7-6 în decisiv. Țin minte că mama a fost cu mine la acel turneu și că am fost distrus, am fost supărat că am pierdut, dar faptul că aveam mereu pe cineva lângă mine care să mă liniștească, să mă încurajeze și să mă scoată un pic din starea aia și să-mi dau seama că ok, am pierdut un meci, mă simt dezamăgit și supărat, dar îmi place tenisul în continuare și trebuie doar să mă antrenez mai mult, să lucrez mai mult, să ascult mai mult și aia a fost o atitudine pe care am păstrat-o toată cariera. Sper să lași poveștile astea și oamenilor pe care vei mentora. Vreau să-ți arăt că nouă ne-ai lăsat ceva și deși oamenii cred că noi aruncăm obiectele pe care le primim, mai avem racheta din 2015, 21 a 9 a 2015, semnată Horia Tecău. Noi, bineînțeles, că așteptam retragerea lui să o vindem. Și în sfârșit, bă, dar te-ai ținut, Horia. Am vrut să o vindem în 2016. Glumesc, noi ne permitem mai multe, ne vedem și la sală, ne încălțăm cu aceleași încălțări. Sigur că ale mele sunt mai lente, nu știu de ce așa mi le-au dat. Vreau să te invit la o provocare. După pauză am reconstruit un joc special pentru tine. Ne jucăm ceva ce s-ar putea să-ți folosească la antrenamente. Pe 10 iunie, e mâine, poi mâine, ne vedem cu toții. Nu știu dacă mai sunt bilete, a fost bătaie pe ele, dar puteți verifica treaba asta în cadrul Sports Festival. Vine și Simona Halep și chiar am 1000 de întrebări la fața locului, pentru că mă interesează foarte mult. Nu în multe sporturi există versiunea de mixt la un nivel atât de sus. O să vreau să aflăm într-un interviu care e treaba în această disciplină, la urma urmei, dublu mixt. Dar vom vorbi despre asta într-un alt interviu. Noi luăm scurtă pauză.